Moise și poporul Israel din Egipt ei au plecat cu zel, dar la Marea Roșie s-au oprit. Egiptenii răi i-au urmărit, dar Domnul Marea pentru ei a despărțit, ca să treacă orice israelit. Și pe mine mă va ajuta, că va fi mereu cu cei ce îl vor asculta. Copii, hai să cântăm împreună! Dar Domnul Marea pentru ei a despărțit, ca să treacă orice israelit. Și pe mine mă va ajuta, el va fi mereu cu cei ce îl vor asculta. Pentru că Daniel s-a rugat, oameni răi la lei l-au aruncat. Dimineață regele a venit, ca să vadă dacă a murit. Dar Domnul l-a salvat din groapa leilor, i-a trimis din ceruri ajutor. Și pe mine el mă va scăpa, va fi mereu cu cei ce îl vor asculta. Dar Domnul l-a salvat din groapa leilor, i-a trimis din ceruri ajutor. Și pe mine el mă va scăpa, că va fi mereu cu cei ce îl vor asculta. Uneori asta ni se întâmplă și nouă, nu-i așa? Noi copiii trecem uneori prin momente când nu ne e ușor. Mi se pare că totul e foarte greu și uităm de ajutorul său. Dar Domnul e puternic și e iubitor și așteaptă să vină în ajutor. Și pe tine el te va scăpa, că va fi mereu cu cei ce îl vor asculta. Dar Domnul e puternic și e iubitor și așteaptă să vină în ajutor. Și pe tine el te va scăpa, că va fi mereu. El va fi mereu cu cei ce îl vor asculta. Este dimineață, Iosif s-a trezit și familiei sale ce le-a povestit, că prin două vise Domnul i-a arătat că-l va folosi ca pe un împărat. Fie ce o fi, într-o bună zi Domnul bun îl va ridica. Fie ce o fi, într-o bună zi Domnul bun îl va ridica. Frații săi mai mari pe Iosif l-au luat
cioșie Iosif a lucrat, dar a fost trădat și-n temniță aruncat. Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun îl va ridica. Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun îl va ridica. Chiar și-n închisoare Iosif a rămas credincios și tare la fiecare pas. Dincolo de ziduri Domnul îl privea și prin faraon o cale pregătea. Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun îl va ridica. Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun îl va ridica. A venit vremea când cu mâna sa Domnul slavei l-a ridicat. Înțelegând ce regele a visat, Iosif țara întreaga a salvat. Și acum fii atent! Pentru că Egiptul hrană mai avea, au venit și frații să cumpere ceva. Iosif i-a primit și nu i-a condamnat, ci cu bunătate viața le-a salvat. Iosif a fost credincios Domnului în fiecare situație și a ales să facă binele chiar și atunci când a avut de suferit din cauza aceasta. Așa că fii curajos și alege mereu calea Domnului. La vremea potrivită El te va ridica. Hai să cântăm asta împreună! Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun mă va ridica. Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun mă va ridica. Domnul bun mă va ridica. Thank you.
O zi lungă, cu teme și joacă, frați, surori și prieteni, părinți și bunici, prin preajmă-i mulțumim Domnului pentru pâinea cea de toate zilele, purtarea Lui de grijă, și ne bucurăm de tot ce am primit din mâna Lui. Haideți împreună! Tata spune rugăciunea și la masă stăm frumos. Mama spune papă tot, dar eu nu mai pot. Tata spune rugăciunea și la masă stăm frumos. Mama spune papă tot, dar eu nu mai pot. Pasă.
copii, haideți să facem cunoștință cu prietenii mei, Vițelul și Mieluțul. Noaptea rece se așterne peste întregul Betleem, dar Vițelul și Mieluțul de-ntuneric nu se tem. Se așează lângă este de culcare pregătiți, când o stea lucește tare peste ochii obosiți. Liniștea s-a risipit și tot grajdul l-au trezit. Lângă geam s-au adunat și de somn au și uitat. De somn au și uitat. Pași grăbiți se aud departe pe cărarea dinspre sat, și înainte să-și dea seama toți în grajd au și intrat. O fecioară istovită pe un pașnic măgăruș și un bărbat ce caută ieslea să facă în ea culcuș. Oare ce s-a petrecut? Ce minune au văzut? S-a născut un copilaș mititel și drăgălaș. S-a născut un copilaș. Animalele uimite pruncușorul îl privesc, adunate în jurul ieslei grijulii îl încălzesc. Se închină cu păstorii și cu maci din răsărit. Împăratul lui ce doarme, adorat și ocrotit. Somnul iarăși s-a lăsat peste câmp și peste sat.